Un turist aflat în vacanță la mare s-a cinstit bine, după care s-a gândit că este momentul pentru o baie să se mai răcorească. Bărbatul s-a aruncat în mare și a fost la un pas de moarte. Norocul a făcut ca salvamarii să-l zărească la timp și i-au sărit în ajutor. L-au adus în siguranță la mal. Ce a urmat după însă poate deveni scenariul unei comedii. Din fericire, omul și-a revenit destul de repede. Nu le-a mulțumit însă celor care l-au salvat de la moarte sigură, ba din contră. Sunteți în stare de pietate? V-a scos din apă, era să mă... Doamne, stai puțin să-ți reviți și gata! Adu pălărie, domnul! După ce s-a mai dezmeticit, bărbatul a revenit la sentimente mai bune și chiar a încercat să se facă util. Le-a oferit salvamarilor informații despre adâncimea mării. În partea dreaptă e gaură. Serios? Da. Păi în gaură ați nimerit, domnule? Nu, am mers pe dreapta. Da, acolo, da. Acolo este un culoar care nu trebuia să-l depășiți, e balizat lângă dig. Nu, în partea dreaptă, lângă pietroaile alea, ai grijă că e apa mare. Din nefericire, nu este un caz singular. Nu de puține ori, turiștii devin agresivi atunci când salvamarii avertizează să nu se aventureze în larg pentru că își pun viața în pericol.